mulțumesc foarte mult. Bine v-am găsit la specialul de stand-up comedy care se cheamă Fără Barbă. De ce? Pentru că e iarnă. Și vă mulțumesc foarte mult pentru... Haideți un rând de aplauz pentru voi! Eu sunt Costel, să mă descriu un pic. Sunt Costel, sunt zodia Pești, îmi place să beau apă. Aș vrea foarte mult să nu mă fotez la ecre cu chestia asta. Să-mi descriu un pic și glumele. Sunt împărțite în două categorii. Sunt glume care încep bine și se termină prost. Sunt glume care încep prost și nu se termină niciodată. Dar spectacolul se țină cam o oră și 10 maxim pentru că sunt lucrate glumele astea și încep bine. Știu că o să iasă un spectacol foarte bun, mai ales că am chiloții norocoși pe mine. Am perechea de chiloți de spectacol, doar una singură am. De ceva săptămâni am show bun în fiecare seară. Săptămâna viitoare trebuie să fac ceva cu ei, să-i dau jos neapărat, pentru că sunt efectiv lipiți. Dar sunt și chiloții de la iubita mea, sunt cumpărați de către ea. Pe banda elastică scrie Alpha One. Lasă că sunt numărul 1, dar sunt și Alpha. Că presupun că de acolo vine Alpha, nu că-s cumpărați din obor, ci la faptul că mă consideră bărbat mascul Alpha numărul 1, ceea ce îmi dă așa încredere în masculinitatea mea. Partea tristă că-s mărimea S, ceea ce mai scade din masculinitate. Și nici nu mă strâng, asta mă deranjează. Vin un pic de L acești S. Dar am în casă un aparat care, din când în când, odată la ceva vreme, mă scuipă. Este un odorizant automat, care efectiv stă pe pervazul geamului și din când în când... Și am impresia că mă judecă așa, am impresia că stă pur și simplu și mă analizează. Uite cum dracu vrea că pula nu face nimic. Uite cum stă prin casă în chiloți, tu-ți gâtul. Nu vine să-l arunc, mă scuipă frumos, mă scuipă cu miros de lavandă, îmi place. Nici noaptea nu mă las în pace, nici noaptea stă pe pervazul ăla și tot timpul comentează. Îl simt că mă comentează. Știu că nu are suflet, dar parcă îl simt că mă comentează. Uite cum doarme, uite cum doarme la ora asta. Stă efectiv pe burtă, n-are nicio grijă. Și am observat că mai toate electrocasnicile de la noi din casă fac zgomot când sunt în funcțiune. Adică fac un zgomot infernal, că știu că fac zgomot, dar fac zgomot nasol când sunt în funcțiune, mai puțin frigiderul. Deci este cea mai mare măgăoaie din casă, cea mai mare, non-stop în priză. 24 din 24, 7 din 7, 365 din 365, 72, 75 din 70, 72, 75, non-stop în funcțiune. Și ce obțin maxim de la este... Ăsta e maximul pe care îl obții de la frigider. Mă, și mi se pare așa simțit cum se oprește el din când în când. Ca să nu te deranjeze tot timpul. Să-ți dea răgaz. Să stai și tu cu gândurile tale. Spre deosebire de mașina de spălat. Doamne, parcă e un boșoroc odorogit. Pui niște rufe la spălat și începi deodată. Și pe aia se oprește. Hai să luăm în partea cealaltă. Și pe aia când trage apă, Doamne, cum faci? Zici că-și dă sufletul săracul. Blenderul, parcă e o femeie isterică pe ciclu. Nu poți să pui acolo să faci un smoothie foarte venit. Stai, femeie, că a fost aseară cu băieții, de ce mă nebunești la cap? Prăjitorul de pâine ar putea să fie silențios, ar putea să fie, dar nu este. Pui pâinea aia la prăjit, setezi între 2 și 3, n-ai idee cât înseamnă asta ca timp. Stai acolo, ești atent. Mă, oare când o ieși? Oare când o ieși? Îți muți atenția. Pâine prăjită! Tu zgâtul mătii. Să-mi stă inima. Vă spun, oameni dragi, frigiderul. Frigiderul este cel mai prietenos. Mi se pare că este luceafărul electrocasnicelor. Cum stă el într-un colț al casei impunător și rece. Dați-mi voie să fac această glumă despre electrocasnice și dacă mai există vreun comedian să aibă o glumă mai bună despre asta, plătesc de 10 ori diferența. Nu știu dacă mi s-a întâmplat vreodată chestia asta și acum vorbesc numai cu băieții. Și când mergi pe stradă
Și odată în fața ta este o siluetă de domnișoară. Bă, e bună de la spate. E bună de la spate. Și te grăbești de la nimic ca să ajungi în fața ei, după aia să te întorci să vezi dacă e bună și la față, ca să vezi dacă e întreg pachetul. Și de multe ori mi s-a întâmplat să mă grăbesc de la nimic și să mă întorc. Bum, babă! 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 Nu femeie în vârstă! Babă! E o diferență! Nu tu câteva laba gâște acolo riduri, nu tu! Cataractă la ochi, cataractă, șarpei pe față, gușa prelingindu-se. Serios, cu ceva aluniță, cu ieșit doi dinți, serios, păr de aici încolo. N-ai voie să arăți așa, să te îmbraci după aia altfel. N-ai voie să o comiți la modul ăsta, să-mi stea inima, zici că e prăjitor de pâine. Pe bune, îmbracă-te cu ceva corespunzător feței, pune un ștergar, pune un ștergar. Dă-te cu ceva să miroase urât. Ia iurea, mi se întâmplă ceva cu babele în ultima perioadă, oameni buni, pentru că eram într-o stație de autobuz în București. Venise autobuzul în stație la vreo 10 metri, o doamnă cu batic și în vârstă, o babă, spre moarte ani. Undeva 70, oricum mult nu mai avea. Și fugea de mama focului să ajungă la autobuz. Și când zic de mama focului, nu vă imaginați The Funeral Pyre. Nu tu Woodstock și niște drogați pe LSD care pe The Doors o chestie. Nu, gândiți-vă mai degrabă la un grătar făcut de doi băieți, câțiva mici, un pet de bere și apoi s-au pișat pe grătar. Și pe foc. Mai degrabă pe foc. Așa, și a mai rămas un tăciune. De mama acelui tăciune fugea femeia asta să prindă autobuzul. Și bineînțeles, când m-am uitat la acest peisaj foarte trist, prima reacție în mine a fost: femei, n-ai nicio șansă. Și nu neapărat să urci în autobuz, ci în viață, în general. Numai că-ți vine gândul ăsta, bă, unde te grăbești, femei, la vârsta ta? Unde trebuie tu neapărat să fii? Te nu mai poți să aștepți 5 minute, 5 minute. Îți dai seama unde e prezența ta importantă. Și bineînțeles că a fugit, mai avea un pic să ajungă în autobuz, ușile în față, a plecat autobuzul lăsând-o în frustrare și nervi. Tu zgâtumati! Nesimțitule! Am o vârstă! Și am empatizat cu femeia, vă jur, am empatizat cu femeia că și eu am fost student. Și eu am făcut două facultăți, da, am făcut două facultăți. Una pe care n-ar fi trebuit să o fac. Au fost semne clare din primul an. Am nimerit într-un colectiv de 200 de băieți și vreo 30 de n-aveau cum să fie fete. Nu aveau cum să fie fete. Automatică și calculatoare. N-ai voie. Lasă faptul că erau urâte. Că erau. Nu e vorba că erau urâte. E vorba că n-aveau nimic feminin în ele. Asta e chestia. Că nici nu-ți venea să le zici fete sau femei sau domnișoare sau doamne. Venea să le zici umanoizi de tip femelă. E o chestie dintre aia, deci veneau după nopți nedormite, aveau dinți încălecați, că am stat până noaptea târziu ca să fac un algoritm de du-te în gâtul, mătă! Ca să faci un algoritm să nu te fută nimeni, aia e făcut. Adică am mai trăit și eu senzația asta să fug după autobuz. Bă, și știam că mă vede bulangiu, știam că mă vede. Că alea nu sunt oglinzi retrovizoare, alea sunt lupe, este ceva telescop astronomic, sunt direct proporționale cu mărimea autobuzului. Și el nu vede doar în spate, el vede pe Venus ce se întâmplă. Și eram, domnul șofer, vă rog frumos, așteptați-mă, o secundă mai durează, că fug de mama focului, credeți-mă. Deci, mai am un pic, fix înainte să urc, morții, mătii. Dar nu puteai o secundă să mai aștepți? Mamă, și blesteme și înjurături, tu de mamă, de neam. Erau chestii originale pe care le spuneam. Sper să ai fică și să dea la automatică și calculatoare. Sper să ai copii cu master și doctorat și pe aia să lucreze în Londra, în curățenie. Futu-ți gâtul, mătii. Serios, chiar era, aveam boală pe acest șofer de autobuz. De curând mi s-a întâmplat, văzând baba asta, pe cine am eu boală? Pe un șofer de autobuz care, ce este el? Este șofer de autobuz. Ce face el? Șofează un autobuz în București. Tu îți dai seama că pe ăsta îl înjur că-mi închide mie ușa în față. Asta e singura lui bucurie în viață. De asta nu se omoară șoferii de autobuz.
De asta se trezesc dimineața. Se trezesc dimineața cu gândul ăsta. Oare cui o să închid astăzi ușa în față? Sper că o babă! Sper că o babă! Îți dai seama ce lumină avea în ochi șoferul de autobuz când a văzut-o pe aia că fugea după autobuz. Pe autobuzul lui era acolo cu zăbală, curgea din gură și... Hai, mama, hai că te aștept! Nu-i problemă, nu, te aștept, nu, hai, hai, grăbește-te! Mai ai un pic! Că-ți lasă speranța, nu-ți dă niciodată șansa. Îți lasă speranța. Hai, mamaie! Hai că asta este! Du-te, bă! Dar crezi că viața e frumoasă? Sunt șofer de autobuz. Ați văzut că nu mai poți să mai mănânci covrigi dacă nu sunt tradiționali? Peste tot unde te duci să mănânci covrigi, trebuie să scrie ceva de legat de tradiție, că sunt tradițional. Uitați-vă la toate covrigăria Luca, sub care scrie tradiție românească. Covrigăria Petru, tradiție din 1939. Covrigăria Gigi, covrigi tradițional. Bă, peste... Care e legătura între covrigi și tradiție? Apă, sare, ulei, făină. Ce înseamnă asta? Ce îi reprezintă asta tradiție? Serios, parcă mai mult când zici covrig, zici sărăcie. Parcă îi spune sărăcie tradiție românească. Ca să e, în capul nostru când spui covrigi, nu-ți imaginezi o masă lungă la capătul căreia să stea un prinț, o prințesă, amândoile să citește pe față, oare ce-om băga astăzi în noi? Deodată un ospătar și un bucătar venind cu ceva veselă de argint scrijelită de un mare artist al vremii. Serios, acolo amândoi cu emoții, desfac capacul aburind, covrig de la romană! E prințul, ce e asta? Tradiție românească! Cum, nu știi din ce ai făcut? Apă, sare, ulei, făină, du-te în gât, măte! Punem doi! Ia iubita mea, că scumac! Serios! De obicei când spui, nu știu, când zici covrigi, îți imaginezi o coadă de 5-5 la o cașcaravetă dintre aia unde se vând covrigi. Absolut toată lumea de acolo e pielea pulii, fraierii firmei. Ăla care a plecat să ia covrigi, după aia șeful a fost: Cornel, te duci să iei covrigi? Ia pentru toată clădirea, te rog frumos. Sunt efectiv 5 clădiri la coadă, dintre care 4 să roagă de prima să nu ia toți covrigii. Sper că ne lași și nouă covrigi. Da, mă, nu-i problemă, dați-mi 300 cu mac, 4.000 de merdenele, tot ce aveți cu cremvurs, vă rog frumos, lichidare de stoc. Pe bune! Și nu știu care e legătura între apostol și covrigi. Mai toate covrigările de succes din fiecare oraș al României are nume de apostol. Luca, Petru, Paul. Serios? Adică mai sunt covrigării păgâne, le-am mai văzut pe la periferia orașului. Covrigăria Marius sau covrigăria Georgiana, spațiu, covrigul uriaș. Care mie-mi sună a boală. A boala Georgianei. Ce n-ai auzit de Georgiana? I s-a mărit covrigul. Are dita mai covrigul uriaș. Noi strângem bani din aceste covrigării să încercăm să-i micșorăm covrigul. Să-l facem ca pe vremuri. Serios, de unde? Adică m-am prins că dacă vrei să faci o covrigărie să aibă succes, trebuie să pui nume de apostol. Și grăbiți-vă, oameni buni, dacă vreți acest business, că mai sunt puține nume. Că nimeni nu-l vrea pe Iuda. Covrigăria Iuda la care să vină babi cu argint și tu zgâtul, mă, te-ai apucat de covrigi, a? Trădătorule! Dar poate n-am citit eu foarte bine Biblia și erau prezenți covrigi acolo. La cina aceea de taină era Iisus cu discipolii. În această seară unul dintre voi mă va trăda. Cineva muia pâinea și de spatul Petru era: stai, Doamne, că am luat covrigi! Te-a venit și Luca cu covrigi, a luat cu susam și cu mac, a venit și Paul cu niște chișuri. Tot cu pâine, Doamne, tot cu pâine. Serios, toate sunt cu tradiția. Observați ce scrie sub covrigăria Petru, tradiția din 1939. De unde gâtul mătei ai scos anul ăsta? Că e clar scos din burtă. Uite, parcă ai luat actele din spate și te-ai prins că din 39 faci covrigi. Că n-ai acte acum, da, păi înainte. L-am măcinat maxim pe șeful de la covrigăria Petru. Era acolo într-o zi cu angajatul, cu Mirciulică. Era: bă, Mirciulică, de când facem noi covrigi? Era: Mirciulică, de azi dimineață de la 5. Mă, Mirciulică, nu de azi dimineață de la 5. De când facem noi covrigi ca tradiție?
ca neam, bă, ca popor, ca daci. Era Mirciulic, șefă, mă, cam speriați, dar... Nu știu, eu mi-aduc aminte că străbunicul meu a muncit pentru străbunicul dumneavoastră, bunicul la fel, tata a muncit tot așa la tata dumneavoastră, eu am muncit la dumneavoastră, am avut o pauză, am lucrat la o multinațională, m-am întors la dumneavoastră că tot de aici veneam să cumpăr. Șeful, eu bag mâna în foc să scot covrigii. Și nu știu, șeful, 39, da, mă, Mirciulică, 39, din 1939, de la începutul celui de-al doilea război mondial, era Mirciulică. Șeful, de unde știți dumneavoastră chestii de genul ăsta? Păi, crezi că fac covrigi de ieri de-al altăieri? Am revenit la dentist după o pauză de vreo 17 spre 20 de ani, era necesar să mă duc la dentist. La mine în gură nu am dinți, am lucrări. La mine în gură e România, sunt lucrări neterminate, sunt chestii pe care le-am început și după aia mi-am băgat, dar nu pula. Ideea e că am teamă de dentist, mi-e frică, sunt cu traumatizat, am frică de dentist, mi se trage din copilărie când m-am dus la, cu maică mea m-am dus la dentist și ea m-a dus la cabinetul stomatologic al CFR-ului din Bacău. Și nu e de parcă zici CFR, zici igienă orală, zici dinți imaculați, zici extraordinar de curat. Nu, este obicei când zici CFR, zici doi dinți în gură, e o chestie dintre aia de, băi, Vaslic, închide gura, băi! Sau de curentul. Când auzi un ceferist că face alea sunt exercițiile lui de dicție. El zice acolo 6 sași în 6 saci. Și m-a traumatizat că nu a existat anestezie. Mi-a făcut pe viu toată treaba aia. Mi-a lucrat pe nervi în zona de carie fără anestezie. Și m-a terminat. Îți dai seama că am plecat cu o durere de falcă, cap și piept. Și am zis, eu nu mai calc undeva unde mă duc să mă scap de durere și am mai mare durere de acolo. Am zis că nu mai calc pe la dentist, dar trebuie să mă întorc. Și acum, oamenii acum care lucrează în zona asta, toți dentiștii lucrează cu adulți care sunt adulți traumatizați din copii traumatizați, cu copii cu frică de dentist. Și când am ajuns la acest cabinet particular, foarte frumos, a deschis o ușă, niște aburi, a ieșit așa, o umbră de doctor care stătea plin de încredere. Parcă au căutat vocea lui taică-meu, că a fost deodată, hai băiete, intră! Ca să am încredere, știi? Și am intrat, am fost luat înăuntru. Prima ședință, nici nu m-am urcat pe scaunul ăla. Prima ședință a fost o discuție despre dinții mei. Dacă am grijă de ei, dacă i-am neglijat în ultima perioadă, pe vreo 3 minute era, da! Am avut grijă de ei toată viața! Eram, bătea o broază femeie. Unde-s molari? I-am scos, măcar aș spune, i-am scos! Trebuiau scoși de unde că ca să știu? Mi-a scos femeia aia! De mă durăm capul și pieptul! Dar ideea este că a fost incredibil, deci n-am simțit nimic, așa mi-au și spus, o să vezi că o să fie o experiență. Nu o să simți nimic, o să vii la noi și o să vii la noi și o să vii la noi. Și mi s-a părut foarte tare, chiar vreau să mă uit la dentist. Chiar dacă n-am nicio problemă, mă duc să-mi laude dinții, măcar, nu știu, să-mi facă ceva frumos. Și e o foarte mare diferență între spital, tot ce înseamnă sănătate privată și sănătate de stat. Pentru că toată lumea știe, având în vedere ultimile tragedii, că nu prea sunt condiții în spitalele de stat. Dar chestia asta cred că ne ține în sănătate mentală. Chiar dacă noi fizic suntem epave, mă, măcar suntem sănătoși mental. Și că e gândul ăla, parcă am trebuit să mă luat spital la un control. Eu cred că sunt ok. E că să ajung acolo să-mi zică că am ceva, nu mai bine am ceva acasă fără viermi. Mă la spital, îmi zice că am ceva, plec de acolo și cu viermi, eu cred că sunt ok doar cu am ceva. Și, sincer, nu vreau să ajung acum la un control, că trăim niște vremuri în care te duci la spital și sunt slabe șanse să fii ok. De obicei îți găsește ceva, că de asta este și chestia asta, să previi boala. Și îți găsește ceva de la început așa. Aveți un început de cancer. Și cât mai durează? Dar începutul aveți! Mamă, și am o boală pe niște boli care sunt moderne acum, de la Alzheimer. Doamne, ce boală am pe această boală Alzheimer! Nu neapărat de boala care e ea, cât cum sună. Alzheimer! Nemțesc, rece, dur!
Alzheimer, parcă-i venit odată cu războaiele mondiale. Parcă știi clar că mor de la ea, că-i treabă nemțească. La cum fac nemții lucrurile-și prost la cap, nu o scapă nimeni. Poate ceva remedii rusești. Serios, chiar mi se pare că mai sunt unii doctori care sunt pozitivi și optimiști. Nu că să încearcă noi remedii. Fugi, bă, de aici, ce face neamțul, te ține o viață întreagă. Moștenesc și copiii, nu-i problemă. Eu cred că oamenii mureau de Alzheimer și înainte, numai că nu îi se spune așa. Erau altfel dialoguri. La ce s-a întâmplat cu tataia? E, să cacă pe el. Parcă lasă loc de speranță, parcă lasă loc de bună ziua. Parcă când auzi treaba, ce s-a întâmplat cu tataia? Are Alzheimer. Să duce tataia. Are Alzheimer. Dar așa să cacă pe el, parcă foarte bine, foarte bine. Ce, noi când eram mici nu ne căcam pe noi, ce vitalitate avea? E bine bunicu, e bine tataia. Pune-mi un scutecel cel puțin 70 de ani mare în față. Cel puțin. Eu cred că oamenii mureau de cancer și înainte să se inventeze această boală. Eu cred că altfel erau dialoguri. Ce s-a întâmplat cu tataia? I-a ieșit o bășucă și-o pocnit. Nu știu de ce, dar suna mai original. I-a ieșit o bășucă și-o pocnit. Era o moarte faină, o moarte specială, pe care oamenii și-o aduceau aminte, decât același cancer. Ștampilă, bum, bum, cancer, 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 cancer. Dar nu mai murim și noi un pic special. Eu de fiecare dată când aud de oameni de genul ăsta care au cancer în ultima fază, le zic, bă, luptă, nu neapărat să trăiască sau să se însănătoșească, dar mor de altceva. Dă-l în gâtul măsic de cancer. Uite, pe ultima 100 de metri bagă zahăr. Bagă zahăr mult. Și mor de la diabet. Să fie o moarte specială. Bă, ăsta a învins cancerul. Murim de la diabet. Nu! A învins cancerul făcând infarct. Asta e. Că ar trebui să o ducem mai bine. Ar trebui să o ducem mai sănătos în vremurile noastre. Ne permitem luxul de a discuta dacă e ok sau nu să ne vaccinăm copiii. Tu stai seama ce tare e, ce vremuri mișto trăim. Tu stai seama, înainte nu era așa? Pe vremea mea, când eram eu copil mic, nu îmi vorbeau cu părinții, vezi că o să fie vaccin astăzi. Mă, ce am deja vaccinat acasă? Era mai bine, ce ai acolo? Un vaccin, foarte bine, hai la masă. De acum poți să mănânci cu noi. În sfârșit, mamă, totuși sunt clasa 8-a. Foarte bine, Cosele, hai la masă. Tu-s gâtul, mă, de bolnav. Acum e o chestie de genul ăsta. Cum să bag în, copilul meu mic aluminiu și după aia peste câțiva ani hai la McDonald's la petrecere? Dar e minunat că se întâmplă treaba asta. Chiar e foarte bine, dar totuși suntem ținuți în boală și în prevenit boală. Dacă stai să te uiți la televizor, în fiecare calup publicitar sunt cel puțin 5, 7, dacă nu mai multe reclame la medicamente. Eu am numărat într-o pauză publicitară 12. 12 reclame la medicamente, de parcă mergi pe stradă și deodată ești, bă, ce poftă am de știi faringosept. Ce mă fute că nu mă doare în gât. E iarnă, ar trebui să răcesc, să bag strepsiți cu gust de ananas. Mi-e poftă. Serios. Prea multe reclame la medicamente care au și denumirea asta complicată, de la oscilococcinum, metoclopramid. Stai seama cât mi-a... Voi, nu știu dacă înțelegeți, dar mie mi-a luat foarte multă vreme să rețin oscilococcinum și metoclopramid. Și am boală pe acest medicament de când mă trimitea maică-mea cu problemele ei de grețuri. Du-te și-mi ia, copile, metoclopramid. Mintea mea era foarte clară. Ai nevoie? Ai tu problema asta? Nu, nu reținem. E prea complicat, n-ai de ce. Primul pas pe care îl făceam spre farmacie, mintea mea era metoclora. Cum a zis femeia? Ajungeam la farmacie să mă fac de căcat acolo, să rămânam. Aveți metocloramidonodol? Haideți că vin mâine, vă rog frumos, dacă puteți să mă... Puteți să mă amânați până mâine că vin cu ea cu lecția învățat. Serios, aveam un sentiment ca la școală, așa, pe bune. Băi, băiete, este metoclopramid. Da, mă, nu știu ce are și l-am reținut acasă. Mi se par farmaciștii Google. Așa sunt farmaciștii. Tu le introduci primele litere și ei îți dau rezultatul. Puteți de acolo să rămână, aveți metoclopramid. Exact! Dăm tot ce ai pe stoc, nu mai vreau să mai vin vreodată pentru medicamentul ăsta. Medicamentele ar trebui să aibă denumiri foarte simple. De la stop rău, vomit nu.
Dați-mi și mie un pliculeț de caca moale tăiat. O fiolă de fămă ca înainte midon. Asta ar trebui să fie. Și oamenii oricum se duc ușor, ușor spre zona asta, că au apărut acum medicamente care se cheamă ce fac, anticârcel, hemoroizi, dezinfectant gât. În sfârșit, anticârcel, mi se pare, asta este maxim, anticârcel. În sfârșit, un medicament care se cheamă ce face, ca să facă dialogul foarte simplu. Te duci la farmacie, să rămână, aveți ceva anticârcel? Avem anticârcel. Serios? Chiar așa îi spune anticârcel? Da, îi spune așa. Noi zice calmo muscono divinidex, ceva de genul? Parcă ai mai mult încredere în calmo muscono divinidex decât în anticârcelești. O lăsați, e ok, eu cred că e zahăr la anticârcel. O lăsați, nu-i problem. Anticârcel a apărut acum un nou sortiment de anticârcel, se cheamă anticârcel rapid. Iată pișare pe vechiul anticârcel. Cine ar mai cumpăra anticârcel atâta timp cât există anticârcel rapid? Și la farmacie, să rămână, aveți ceva anticârcel? Da, avem anticârcel, dar avem și noul sortiment de anticârcel, anticârcel rapid. Mă, mie, dați-mi pe ăla mai prost. Că aveți varianta dinainte de anticârcel, anticârcel s-ar putea să nu-și facă efectul? Dați-mi pe ăla. Dar am devenit un pic prea sensibil ca oameni. Prea sensibil ca oameni. Bă, nici cârcel nu ai putea să-l suportăm fără o pastilă, fără ceva medicamentație? Îs câteva secunde de durere. Haideți să vă descriu cârcelul, cea mai gravă formă de cârcel. Sunt actor, e ok. O să o joc bestial. Ma, să-mi bag pula, aaa, aulu, băga mea și... tara, gata! Asta a fost cârcelul, asta, tara! E o boală minune! E o boală magică! Ba, o ai, ba, n-o mai ai! Serios, de aia se cheamă cârcel, pentru că e un pișat de boală, e o chestie cârcel, uitați ce nume are, cârcel. Deci aproape de țurțuri. E aproape de țurțuri, cârcel, parcă zici că e salată cu creveți și cârcei. Chestie inelară pe care o mănânci așa și o meseci între doi dinți. Serios, cârcel, asta cârcel se cheamă. Dacă era ceva grav, avea, nu știu, denumire nemțească, sindromul Wilfenzacht. Mamă, să-mi bag pula, ce-ai pățit? M-a luat sindromul Wilfenzacht. Ce-ai la farmacie, să rămână, aveți ceva anti-sindromul Wilfenzacht? Da, avem anti-Wilfenzacht. Dar încercăm și noul sortiment de anti-sindromul Wilfenzacht rapid. Nu, mie, dar se merg până mai prost. Ce-i asta? E la aceeași glumă. Serios, nici n-ai timp să iei pastila, îți trece până să o iei. Stai ca prostul cu pastila și paharul, o mai iau acum? Mi-a trecut. Dar oricum, mă gândeam foarte mult la e-mail în ultima perioadă, mă gândeam la părinții mei dacă ei sunt deschiși sau nu la minte. Și am avut o perioadă când i-am considerat foarte încuiați la minte, foarte închiși la minte, pe care m-am gândit mai bine și mi-am dat seama că ei nu sunt încuiați la minte. Ei au fost deschiși la minte, dar când erau tineri și pe vremea lor, în situația lor, pentru că îți dai seama că ai nevoie de deschidere la minte când trebuie să pleci de la țară, la oraș, să schimbi treaba asta, ruralul cu urbanul, și ne pun la cap să trăiești la un moment dat pe orizontală, cu vaca lângă casă, cu tot ce ai nevoie de mâncare super sănătos, cu copaci, cu gutui, cu pere și așa mai departe, în blocuri cu 10 etaje, să stai cu oameni în capul tău, cu administrator, cu colindători care să-ți sune și tu să faci când tiptil, când nu-i nimeni acasă. Să-ți seama că ai nevoie de deschidere la minte. Acum mai noi la bătrânețe, cu toată tehnologia asta avansată de smartphone-uri, știi, să o învăț pe maică-mea cu ochelare. Măi, cum umbli aici? Nu stânga, nu-l accept, în dreapta, dar... Adică... E greu! E greu pentru părinții mei. Acum să accepte și gay, eu cred că cer prea mult pentru ei. Serios, pentru că acum... Presupunând prin absurd, să zicem că m-aș fi dus eu acasă să zic că sunt gay, maxima reacția lui maică-mea ar fi fost, al taică-mea, băi, termină cu prostiile. Tu n-ai fost bătut când erai mic. Eu înțeleg atâta, înțeleg ei. Și îți dai seama că în toată problema asta a homosexualității, o pătrime nu e rezolvată. O pătrime, dacă o rezolvăm, e ok și o să acceptăm toți gay. Pentru că 50%
E în regulă, e rezolvată. Că vorbim de lesbiene. Cine căcat are ceva cu lesbienele? Nimeni. Familia tradițională n-are ce să se întâmple acolo. Pot amândouă să rămână însărcinate. Două mame. E și așa de la... De când devine mamă e mai mult lesbiană. Că sexul nu prea e. Mai ales când ai trei copii, du-te încă tu, măte, că ar te mai fute. Nimeni, nimeni. Stă cu femeile, e ok, cu asta n-avem o problemă. Și până la urmă, când avem, când stăm să ne gândim de homosexuali masculi, un 25% e o problemă, că 25% e ok. Pe bune, că în continuare e unul care o dă. Parcă n-avem problemă cu ăla care o dă. Că o dă acolo. Își păstrează statutul de young, de mascul, e activ. Asta iese, că în loc de o femeie, un bărbat sau un cal, aia e tată. În continuare, e un dialog pe care poți să-l ai cu aia. Ce ai făcut cu aia seară? Am rupt rozeta în Florin. Am dat acolo. Parcă-ți vine să-l scoți la o bere să-ți povestească. Zic cu aia, cum a fost? Păi, a început cu meci. L-am chemat la mine să ne uităm la fotbal, am băut vreo 6 litri de bere, ghiși ce? Mi s-a sculat. Problema este cu cel care o primește și nu numai neapărat că o primește, ci fața sa. Fața celui pasiv, care este așa... Asta e problema, asta e... Că nu mai reprezintă yang-ul, nu mai reprezintă masculul, forța, puterea. Ce reprezintă puterea în asta? Nimic! Nimic! Așa că dacă e să rezolvăm această problemă celor pasivi, homosexualii pasivi, ia-o dârz, ia-o masculin, ia-o bărbătește, ai fața bravă, ia-o așa, pe fața ta să se citească, nu mă face pe mine o pulă. În momentul în care ai iubitul în spate, care o dă acolo maxim, este dă-o, dă-o, Cornele, dă-o! Prin ce-am trecut în viața asta ești nimica toată. Nu e ok să zici așa, că după aceea se inhibă. În sensul că duc și mai mult, nu-i problemă. Daniel, hai și tu! Hai, Marian, treceți-mă, mâncăvași gura voastră! Ce credeți, mă, că nu duc? Ați crescut la țară, mă, băiatul ăsta. Cu trei handlari în spate. Mă duc să-mi iau bere cu voi în spate. Mă duc să-mi iau bere. În timp ce merge la Mega Image să-și ia bere, ăia în spate, dăm. La magazin toată lumea. Ce vreți? Timișoreana, 2 litri. Domnul, știți că aveți trei băieți în spate? Ce vorbești? Pot mai mult! Serios, de frică i-am acceptat. Îți dai seama că de frică i-am acceptat și am fi toată lumea, yes, ok, cu gay. Da, da. Dar momentan ies la gay parade niște albinuțe, niște fluturași. I-ați văzut la gay parade? Hai! Cu curcubeu, Doamne, ce simbol au gay curcubeu! E că n-a văzut nimeni, n-a avut pe nimeni de la PR care să fie, bă, totuși, curcubeu, adică... Curcubeu? Dar toți acolo, da, yeah! Suntem gay și proud of it! Normal că iese noua dreaptă și neonaziști ies la bătaie, că se bat cu gay, adică e o țintă ușoară, nu reprezintă nicio amenințare. Hai, mă, să batem gay! Deodată gay de la gay părerea, măi, fugi, Daniel! Au venit din nou neonaziștii! Au pietre, lasă-l steagul cu curcubeu și fugi! Fugi! Și alerg într-o parte și fugi! Eu așa alergat dacă aș fi gay. Dar dacă n-am fost bătut când era fi. Serios, dacă ar ieși băieții cum i-am descris mai devreme, aia cu alți trei handralei în spate, n-ar mai ieși nicio noua dreaptă la bătaie.
normal, toți acolo să fie gay parade, nu tu cântece și Mica și tot felul We girls are beautiful și toate nebunia, să fie un dans tribal dintre al neozelandez. Tu mu no, tu mu no mo go te neme. Uke, akana makata na baba. Îți dai seama cum ar fi de la noua dreapte este. Ar fi gay, uite bă, noua dreapte. Fugi, Daniel, fim gay. Fugi! N-au pietre, lasă piatra jos. Ce fugi? Am obosit un pic, eu a trebuit să alerg pentru ambele tabere. Și acum să povestim un pic despre viața mea de familist, căci știu că v-ați dus cu gândul la o hocosă. Dar chiar sunt ok, adică am o iubită, am și doi copii. Am doi băieți de un an și de trei ani, de curând am început să le citesc povești seara. Basme românești foarte simpatice. Basmele românești din care înveți niște lucruri foarte importante și anume că dacă vrei să faci un copil să reușească în viață, trebuie să-l faci direct pe al treilea. Că primii doi n-au nicio șansă, bă, băiatule. Niște idioți, niște loseri, niște nătărăi. De-aia nici n-au nume, nu știu dacă ați observat. Dar, în general, când e un basm în care sunt implicați trei copii, primii doi n-au nume. Este fiul cel mare, dai drumul de aici. Fiul cel mijlociu, ăla covrigar. Și apoi Speranța lui tata, prenume, Bruzlea cel voinic și Ileana Cosânzeana și Făt frumos din gâtul măt. Toată lumea care e al treilea copil în casă, ea are prenume, ceea ce... Îți dai seama ce e frustrant pentru primii doi fii ai împăratului. Știi când s-a întâmplat chestia cu Bruzlea cel voinic și Merele de aur, când tot veneau niște zmei sau evrei, nu mai știu exact cum. Și furau merele alea de aur din grădina împăratului și le transformau în profit ceva. Și primii doi fii ai împăratului s-au dus la împărat. Tăticule, ne ducem noi să păzim mărul care face mere de aur. Rata, și terminați cu prostii, n-ați citit basmul? Lăsați-l pe Prusia, de-aia l-am făcut. Noi mergem, tăticule. Și ne spune autorul anonim Petre Ispirescu că au venit zmei și au adormit pe ăștia doi cu un fum ceva. Tipic românește, un fum ceva. Nu tu luptă, nu tu ochi vineți, nu mi-a dat la operație. Nu, un fum foarte bine făcut. Era fiul cel mare în grădină. Lasă merele! Tata, veniți repede, că ăștia... Că ăștia ne iau... Ia-mă merele, că nu se supără nimeni. Ia și de pe jos, că-s coapte! Ia uite-l, bă, ăla vrea să sară gardul. Ieși pe ușă, că-i 1, 2, 3, 4 la interfon. Cu gura pungă s-au dus a doua zi dimineață la tatăl lor. Ne-a adormit cu un fum ceva. Ne-a mai lăsat un pic și pentru seara asta să fim adormiți. Foarte tari zmei ăștia, o să mai iau de la ei. Dar Prâzlea cel voinic, spre deosebire de frații săi, a avut o strategie să nu fie adormit. S-a înconjurat de țărușii ascuțiți în caz că îi venea să adorme, să se înțepe în ei și să se trezească. Și a doua zi l-au găsit mort. Rupt în gură de la un țăruș foarte bine făcut. Îmi place că fiecare baz românesc începe cu un catchphrase care este prima formă de marketing cunoscută de noi ca români. A fost odată ca niciodată. În așa fel încât tu să faci, ia să vedem, bă, ce a fost așa odată ca niciodată? M-a făcut curios. Cum, a fost odată ca niciodată? Ia! Citești basmul ăla, îți place și mai pornește un alt basm care începe la fel. A fost odată ca niciodată. Te simți un pic trădat. Faci un pic de stai un pic! Că a mai fost odată ca niciodată. Asta e a doua oară ca niciodată. Citești toate basmele și afli că niciodată n-a fost ca niciodată. Și îmi place că e un basm... Pasmul românesc filozofic, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, care n-are nicio filozofie în el. Te pregătește pentru viața de părinte, pentru viața cu copil, pentru că sunt două aspecte acolo pe care o să vi le amintesc. Primul este că dacă îți plângi un copil, n-ai ce să-i faci.
Și doi, dacă îi promiți un căcat, trebuie să te ții de promisiune. Despre ce e vorba în acest vas? Un împărat și o împărăteasă nu reușeau să facă un copil. De ce? Pentru că nu se futeau. E totuși vas pentru copii, da? Dacă era vas pentru adulți, credeți-mă că se putea. Nu reușeau și au apelat la un vrac, la un doctor care le-a dat nu știu ce licoare și iată, femeia a rămas însărcinată și se spune că 9 luni în pântec a plâns copilul până nu i-a promis taică-su tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dar o să o ducem un pic în real. Să zicem că s-a născut copilul, că nu s-auzea plânsetul acolo în pântec, s-a născut copilul și 3 zile non-stop a plâns copilul de la nebunie pe taică-su. Că e un plâns de copil pe care, dacă nu-l știți, aveți de unde să înțelegeți. Bă, dar te scoate din minți. E să tu zgâtul, mă, te tăie. Ce dracu te-ai? Da, oprește-te în mor. Da, uite, cum scoți bateriile la asta, mă, mă, gata? E un plâns acolo care e pe o frecvență. De nu mai poți să ai cu el. Mă omoară! Dar mă scoate din minți! Și stai seama că încep să-i oferi lucruri. Îți dă tata jumătate de împărăție. Îți dă tata femei. Îți dă tata bărbați. Plângi tu zgâtul mătii, plângi. L-a luat, l-a ciupit, l-a tras de păr. De durere a mai plâns după aia, te zice. Îți dă tata, îți dai seama până a ajuns la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte câte lucruri i-a oferit. Îți dă tata păduri, îți dă tata animale, îți dă tata o fermă, îți dă tata lemn, îți dă tata plăci de 6x12 din ceramică din Veneția. Îți dă tata pe Taraf TV, îți dă tata una de nu mai vorbești o lună. Îți dă tata... Oh, căcat! Îți dă căcat! Îți dă... Vrei? Nu, nu! Plângi în continuare, îți dă tata tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, moment în care copilul s-a oprit din plâns, taicul s-a liniștit, a trecut, au trecut ani. 16, 17 ani s-a venit fiul la el să-i dea ce i-a promis. A doua chestie, adică dacă îi promiți un căcat, trebuie să te ții de promisiune. Și s-a dus la taicul și a zis, tată, să-mi dai ce mi-ai promis. Și taicul a fost, ce ți-am promis? Mi-ai promis tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Bă, și prima reacție a împăratului n-a fost, coai, tu ai ținut minte de atunci? Aveai 3 zile, tu aveai memorie în momentul respectiv? Ce ești, un fel de geniu sau te-a vaccinat măta? Adică, de unde până unde? Și îți dai seama ce puțoi răzgăiat și mofturos, nici n-a dat de sex, nu i-au apărut floci, adică n-a trăit. Și totuși vrea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Adică nu aștepți și tu în 35, 40, un fătut în care ți se lasă pula și ești, bă, tata, tata, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, te rog. Nu la 16 ani cu vocea în schimbare, direct la tati, tate? Ce-i patru, tată? Să-mi dai ce mi-ai promis? Adică, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Like, now! Și am acești copii, am acești băieți de un an și de 3 ani. Eu cu iubita mea facem o echipă foarte bună. Le-am organizat foarte frumos dormitorul. Celui mare i-am cumpărat un pat de la IKEA. L-am montat singur, vă mulțumesc foarte mult! Am păstrat abțipildul de la IKEA pe care scrie 6Y. Ni se recomandă de către cei de la IKEA să culcăm copiii după ce au împlinit vârsta de 6 ani. Dar eu nu mă duc în Suedia să le zic oamenilor când să-și culce copiii. Din câte am înțeles, ăștia nici nu-și bat copiii. Așa că să nu facem schimb de experiențe, da? Că e posibil să cadă. Ok, a căzut doar o dată, da? A prins frică de pat? A prins. Mai cade, nu mai cade neam. Într-adevăr, când îl pun în pat, este căcat pe el să duce așa spre perete. Tate, nu mă culc aici! 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 Îți dai seama, cât poate să-ți fie isteric? Vreo 2 ore plânge cam așa. Și cade în somnul cel mai adânc. Abia acum am înțeles ce înseamnă să doarmă neîntors. Că stă lipit de perete așa și nu... Nu se mișcă de acolo și doarme până dimineață, e ok, doarme până dimineață. Mai are momente așa când se mai trezește din când în când, în isterical, zice, tati, nu mă lăsați,
Da, e ok, stau fără stres, că oricum iau și scara. Și un pic am exagerat la această glumă, un pic am exagerat când am zis despre el că tati, nu mă lăsa aici, te rog, tati, că el nici nu vorbește. Are 3 ani și nu articulează cuvinte, adică nu zice mare lucru. Ceva ce vorbește el sună cam așa. Talea, tatea, talea, mami, aca, talea, ta, mami, alea, talea, alea, talea, alea, 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 mami, talea, 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 alea, mami. Chestie cu care n-am o problemă în timpul zilei. Dar noaptea, când îl culc și mor pe un scaun așa și este beznă întuneric în cameră și îl mângâi ușor pe spate și șoptesc la ureche, tati te iubește, noapte bună să visezi frumos și ne vedem mâine dimineață, da? Și dau să plec și vine și el de nedea și se ridică așa frumos, vine până la marginea patului, mă strânge de gât și șoptește și el la ureche. Acatalaua, tatalaua. Acatalaua, patalaua, tatalaua. Acatalaua, tatalaua. Și mă cac pe mine de frică. N-aveți idee cât este de înspăimântătoare această chestie. N-aveți idee în bezna aia cum este să fii strâns de gât și cineva la urechi. Acatalaua, patalaua. Acatalaua, tatalaua. Că nu-i văd fața, asta e deranjat, nu-i deslușesc privirea, nu-i deslușesc ce față are. Am impresia că face acatalaua, patala, macatalaua, patala. Acatalaua, mamalatala, facatalaua. Și mai ales când se retrage așa spre capătul patului și se precipite la mod... Parcă mă blesteam, așa e o chestie dintre aia de... Te iubește, tate, da? Și asta când dorm liniștiți, că mai sunt momente în care se agită amândoi, că nici cel de jos, ăla de un an, care vă jur, e firav, e mimititel așa, dar are o putere... Mamă, și nici ăla n-are chef să doarmă, nici cel de sus n-are chef să doarmă, amândoi n-au chef să doarmă. Și o gălăgie, și o zarvă, și un stres pe capul meu și... E ca și cum aș asculta un mashup sus death metal, jos învârtita de la vasul lui, o chestie ceva de genul acesta. Sus e... Și jos e... N-ai cum să faci liniște la ăsta, la tot ce înseamnă mashup-ul ăsta și... Ba, mă duc sus acolo... E oribil, de-aia am nevoie de iubita mea. Îmi strig, iubita mea, vino să-i culcăm că nu pot, nu știu, s-a agitat, au chef să stea, să joace. Vine și aia, se duce sus, eu rămân jos. Știți care e procesul prin care trebuie să trecem cu acești copii? Este de la death metal, rock clasic, balardă rock, liniște. Învârtita de la vasului, muzică populară, doină, liniște. Și iubita mea e sus, da? La death metal. Îl ia cumva, îl scarpe, îl masează pe la picioare. Eu sunt jos cu... Mama întotdeauna are o putere în plus față de tată și cumva sus începe să se audă... Hai că înseamnă că și la mine ușor, ușor, de la... Hopa, se tărică, țară, pără, tărică, tă, humană, tărică, tă! Deodată sus se aude... Semn că și la mine o să fie ușor, ușor. Nothing else matters. Că încerc, oameni buni, încerc să fac această chestie ce înseamnă familie și așa, încerc să fiu cât mai ok,
nu e ok pentru mine în perioada asta când viața sexuală e pe pauză un pic, nu e ok să fiu tentat. De aceea nu mă uit la televizor, de aceea nu mă uit la porno, de aceea nu dau ad pe Facebook la gagici bune, cum văd câte una bună, știți cum o dau un scroll până la capătul celălalt al Facebook-ului, să nu mai văd vreodată. Serios, că nu vreau să fiu tentat, dar na, trăiesc în acest oraș și sunt tentații la fiecare pas, chiar și la un cabinet oftalmologic unde am fost cu ăsta mic. Am fost la un control și eram în sala de așteptare, era un televizor și acolo era ceva difuzat pe National Geographic, oricum era un documentar despre împerecherea la capre negre. Îți dai seama că m-a prins. Îți dai seama că m-a prins cu zăbală și cu... Ai grijă, da, să nu... Vezi, ai grijă să nu cazi. Și a fost împărțit acest documentar, la cum l-am văzut eu, în două bucăți. Prima a fost stabilirea țapului negru alfa și apoi făcutul de dragoste efectiv. Și prima dată, cu prima bucată, nu prea am empatizat, dar a fost extraordinar, mișto de tot. Pentru că a fost acest țap care l-am și... M-am prins că este alfa, pentru că avea privirea foarte dârză așa. Și era băiat, hai mă, mâncața și gura ta, care ești? Pac, și a venit unul, marș mă, du-te în gâtul meu. Unul din spate, bă, ești prost la cap. L-a luat pe unul în coarne și bang! Era oia trei, fute-o, bă, du-te în gâtul meu, lasă-mă în cazul ăsta. Și era băiatul foarte mascul, foarte șmecher, foarte frumos. Privirea, v-am zis, totul era calculat extraordinar. Și apoi a trebuit să meargă acolo în zona unde era capra neagră care l-aștepta demenitoare. Era... Stătea ea. Nu-ți dai seama. Era bună. Adică nu știu dacă... Adică în lumea caprelor părea bună. Era sexy. Era pur și simplu cu codița așa, m-a mai mișca și... S-a mai uitat la țap și... Mai mușcat din iarbă era... Mai vorbea cu niște prietene capre negre imaginare. Da, vadă, nu te-am văzut. L-am văzut, este mă rupem pași pe zdea. Mai mușcat dintr-o stâncă era... Și a venit băiatul acesta, a venit țapul negru alfa, a intrat în cadru, bă, s-a văzut clar că-i pământ. Bă, așa bleg. N-ai mai văzut, că a intrat deodată, era așa, ok. Deci avem capra. Așa, pentru că aici este codița, acolo este capul. Și... Și-a luat un avânt, și-a luat un avânt la modul așa, a fost și s-a pus cu picioarele din față, s-a pus pe spatele caprei, cu picioarele din spate, dădea așa ușor, dar cu o privire goală, deci privire goală. Vă jur, deci s-a mai și ridicat pe vârfuri, mai sărea un pic, a intrat, oare dau, a intrat, oare dau bine? Așa contrast între cum i-a bătut pe ea și cât de pământ era lăsă, era cu privire de... Când mi ți l-a simțit capra neagră pe ăsta și deodată s-a scuturat de el, a fost, du-te în gâtul, măte, dă-te de pe mine! Să moră, dă-te de pe mine! Dar serios, ai venit, ai băgat-o ca bouă, așa, nu tu? Nu tu, să fii un pic, să vezi ce față am, să mă miroși la codiță. Ai văzut cum am dat din codița de venitor? Ai văzut cum am tuns-o, că e frumoasă tunsă, migre, ca așa? Ai venit un pic să mă miroși la gât, să vezi, am mâncat iarbă, m-am dat un pic de rocă, miroase, mă, în gâtul, măt. Da-i, ca bău, ai intrat. Du-te, drag. Bă, și așa am empatizat cu toată treaba asta, pentru că-s țapul ăla. La făcutul de dragoste, azi bleg maxim, sunt pământ, că nu știu ce trebuie să fac. Înțeleg că unei femei trebuie creată atmosfera, înțeleg că unei femei trebuie ușor să-i zici lucruri interesante, să o faci să râdă, habar n-am, să o mângâi, să o astea, nu știu, habar n-am. Pentru că la mine odată ce se întâmplă erecția, cam aia este atmosfera. Am erecție, s-a creat atmosfera sexuală.
Și dacă am erecție, nu mai am nimic altceva. Pentru că tot ce înseamnă sânge, oxigen, se duce în erecția aia să fie cea mai erecție. Eu nu pot să mă duc cu jumătate de măsură, eu ți-o arăt toată. Dacă nu ți-o arăt toată, nu-i nimic acolo. Deci eu trebuie să ți-o arăt toată și atunci iau din creier tot ce înseamnă sânge, oxigen, ca să pulseze acolo. Din plămâni nu funcționează rinichii, mi-amorțește degetul mic de la picior. Totul pentru erecția aia și îți dai seama, sunt retard. Sunt retard, vin la tine. Uite ce-am făcut, uite. Uite, Costeluș, uite, asta eu, uite, eu am făcut asta. Uite, cadou, uite, vin în coac, uite. Eram într-o seară, vă jur, eram într-o seară în pat, era pe punctul de a dormi, era cu mâna sub cap pe o parte așa, era pe punctul să intre în starea de somn. Deodată eu eram lângă ea, mi se trezește, tgam, erecția, s-a creat atmosfera. Pe de altă parte știam că trebuie să fac cumva, nu știu, să o șoptesc ceva sau să o mângâi pe păr sau o chestie de genul ăsta, dar nu m-a dus capul cu nimic. Doar efectiv m-am dus în spatele și am început să o dau așa. S-o împing în coapsă, eu împingeam în coapsă și eram... S-au zis, uite, hai, trezește-te, uite ce am făcut, uite, pentru tine. Costel, uite, Și a cedat nervos, vă spun, femeia a fost doar... Bă, Costel, ai terminat, dă-i gâtul, mătii! Nu mă mai împunge cu pățul ăla, serios, este frustrant, mă scos din minți! Crezi că mă împungi cu pățul ăla și gata, sunt umedă, Costel, ia-mă, nu! Uite, îți fac un picior așa, îți fac pe picior, îți place? Îți dai drumul, îți place? E ok? Nu mai poți, a? Asta simt, că îmi bagi un băț aici în coapsă. Serios, sunt femeie, nu știu, bagă-mă în atmosferă, trezește-mă ușor dacă vezi că am dormit. Mângâi-mă pe păr, spune-mi ceva la ureche, fii romantic, o poezie, nu te duc până în pânzele albe. Dar fă ceva! Să-i seama, îngheat un pic pe păr, m-am apropiat de ureche și am șoptit la ureche. Uite-te. Uite ce-am făcut, uite. Cadou. Somnoroase păsărele, uite. Dintr-un colț al casei. Și vă mulțumesc foarte mult pentru spectacolul ăsta. O seară faină să aveți în continuare, vă pot, pa, 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 pa!